Cariera ta muzicală cuprinde o multitudine de genuri pe care le-ai abordat de-a lungul celor peste 40 de ani de experiență muzicală. Ce a însemnat pentru tine și ce înseamnă pentru tine muzica de film? Bine ai spus experiența muzicală, asta mi se pare extraordinar, nu consider carieră, consider un road movie, trecând prin atâtea tipuri de muzică, a însemnat foarte mult. Ce înseamnă muzica de film? Fără muzica de film n-aș fi putut să experimentez atâtea tipuri de muzică, fără muzica de film n-aș putut să evoluez și muzica de film m-a ajutat să-mi concentrez gândurile pe spații mici uneori, pentru că secvențele de film, nu toate au 5 sau 10 minute, sunt secvențe și de 30 de secunde și atunci erai obligat în 30 de secunde să spui o poveste cu cap, cu coadă, cu punct de maximă, cu punct de minimă, să-ți construiești un mini-univers. Cum a început toată povestea asta legată de dorința ta de a scrie muzică de film? Am povestit acum, nu știu cum, eram pasionat de video, de audio, eram pasionat și pe vremea mea universitățile de artă, conservatorul, teatru și film și arte plastice le făceam împreună și atunci eram într-o legătură cu cei de la film, vedeam filme, se vedeau filme, discutam și așa mai departe. Și normal, mi-a plăcut vizualul și cred că muzica mea e foarte vizuală. Indiferent că acum nu mai fac, uneori când nu fac muzică de film și fac altă muzică simfonică, și aia este vizuală. Lista coloanelor sonore semnate de tine este impresionantă. Cum te-ai decis asupra celor 78 de minute ale acestui prim disc cu muzică de film, Adrian Enescu? Am încercat să adun pentru primele 78 de minute, nu știu dacă voi mai face film, dar am încercat să adun, să dau o tentă mult mai liberă, mai apropiată de public, adică să poată să fie ascultată de cât mai mulți oameni, să nu fie o muzică foarte încifrată și foarte elaborată, ci o să fie o muzică pe gustul tuturor, să-i spunem. Ai putea dezvolta puțin semnificația titlului Invisible Movies? Filmele invizibile sunt muzicile pentru filmele din capul meu. În momentul în care, hai să spunem, o spun fără față modestie, în care eu eram propriul meu regizor.